7 iulie, Ziua Mondială a Ciocolatei. În această zi se marchează aniversarea zilei în care se presupune că acest desert a fost consumat în Europa în 1550 sub formă de băutură de cacao pentru prima dată. În această zi, în întreaga lume, magazinele de bomboane și furnizorii locali scot la vânzare specialitățile atât de îndrăgite, astfel încât toată lumea să se poată bucura de cel mai iubit desert. Ciocolata are multiple beneficii asupra organismului. Despre acestea ne vorbește în minutele următoare doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Încep prin a vă spune că ciocolata ne face mai fericiți. S-a demonstrat că ciocolata are un efect pozitiv în situațiile de stres, de oboseală și supra-solicitare psihică, consumul acesteia conducând la o stare de calm și la un nivel îmbunătățit de concentrare. Mai mult decât atât, consumul de ciocolată stimulează producerea endorfinelor, a hormonului fericirii. Îmbunătățește funcția cerebrală de asemenea. Consumul de ciocolată are un efect pozitiv asupra creierului și a bunei sale funcționalități, prin creșterea fluxului sanguin la nivelul acestui organ, prin îmbunătățirea funcției cognitive, prin reducerea efectelor negative produse de Alzheimer, prin stimularea memoriei și împiedicarea procesului de degradare și de pierdere a acesteia, și prin îmbunătățirea performanței școlare la copii. Ciocolata ne hrănește, este foarte bogată în nutritiv. Dacă consumăm o ciocolată de calitate bună, cu un conținut ridicat de cacao, aceasta devine un veritabil aliment foarte bogat în nutrienți. Astfel, pe lângă o cantitate semnificativă de fibre, 10%, ciocolata conține cantități însemnate de fier, magneziu, cupru, mangan, zinc, seleniu și potasiu. Un alt beneficiu al consumului de ciocolată este că ajută mușchii să își revină după un efort fizic intens. De asemenea, ciocolata reduce oboseala și mărește rezistența organismului. Acestea sunt concluziile unui studiu efectuat de Universitatea din Indiana pe cicliști. Depresia și stările anxioase sunt alungate tot de o porție de ciocolată. Specialiștii spun că 40 de grame de ciocolată neagră pe zi reduce semnificativ hormonul stresului. Ciocolata neagră inhibă poftele alimentare nesănătoase. Unul dintre cele mai nesănătoase obiceiuri, din păcate, pe care le-am adoptat foarte mulți dintre noi, este consumul frecvent al diverselor gustări nesănătoase, dulci sau sărate, între mese. S-a constatat că înlocuirea acestora cu ciocolată neagră inhibă aceste pofte, dând în schimb organismului exact acel plus nutrițional de care are nevoie. În 2017 aflăm în cadrul Congresului Societății Europene de Cardiologie că un consum moderat de ciocolată neagră îmbogățită cu fenolii vegetali ai uleiului de măsline extravergin reduce riscul de boli cardiovasculare. Anul trecut, un alt studiu publicat în European Journal of Preventive Cardiology arată că ciocolata are mai multe beneficii pentru sănătate. Studiul sugerează beneficiul consumului de ciocolată în menținerea sănătății vaselor de sânge ale inimii. Ciocolata conține nutrienți sănătoși pentru inimă, cum ar fi flavonoide, sanctine, polifenol și acid stearic, care pot reduce inflamația și pot crește colesterolul bun. În comparație cu un consum de ciocolată de mai puțin Deodată pe săptămână, consumul de ciocolată mai mult deodată pe săptămână a fost asociat cu un risc căzut de 8% de boală coronariană. Concluzia acestui studiu este că o cantitate moderată de ciocolată pare să protejeze arterele coronariene, dar este posibil ca în cantități mari efectul protector să nu se păstreze. Caloriile, zahărul, laptele și grăsimile din produsele disponibile în comerț trebuie luate în considerare, în special la diabetici și persoanele obeze. Acestea sunt câteva din uimitoarele beneficii pe care le are ciocolata pentru sănătatea noastră. Nu uitați că există trei aspecte la care trebuie să fiți extrem de atenți. La procentajul de cacao, calitatea acestea și la ce alte ingrediente conține. Este bine să alegeți o ciocolată cu un conținut ridicat de cacao, beneficiile ciocolatei se referă de fapt la cele ale boabelor de cacao, fiind indicat ca acestea să fie de cea mai bună calitate, de preferat organică. În privința ingredientelor pe care le mai conține ciocolata, se recomandă să evitați sortimentele care conțin o cantitate mare de zahăr rafinat adăugat, precum și pentru alte substanțe nenaturale și periculoase pentru sănătate. Cu sfaturi dulci, sănătoase pentru organism a fost cu noi doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.